și de copii de aici și de sus. Și acum nu mai are cum să-mi spună că nu vine. Da. Este Bianca Braz. Crisca. Dacă s-au dus numai persoane din spate. Nu mi-am pregătit absolut nimic, nu știu ce vreau să spun. Da, eu sunt în situația un pic ingrată pentru că, deși, așa cum am spus și la Liliana, nu vreau să am aroganța că mă știe toată lumea și că știe toată lumea povestea, dar povestea mea a fost destul de mediatizată în 2008, deși experiența mea care mi-a schimbat viața a fost în 2007, încât sunt șanse să știe mai multă lume care este în sală despre experiența mea. Nu vreau să intru în detalii pentru că nu vreau să plictisesc și nu vreau să... știți, anii ăștia din 2008 încoace, de când am tot apărut pe acolo, pe acolo și am scris și am apărut și în emisiuni, tot timpul am avut sentimentul ăsta, vai, iar vinci, iar spun același lucru, iar sau să nu se plictisească de mine. Dar problema este că, din păcate, pentru că România este în continuare pe primul loc la mortalitatea infantilă, este nevoie în permanență să se vorbească despre nevoia de a fi alături de părinții care pierd un copil. Pentru că este o realitate zilnică. Sunt sute mii de părinți care trec prin pierderea unui copil și, din păcate, societatea noastră, de toate eforturile pe care le-am depus, încă nu este... nu a ajuns acolo unde mi-am dorit eu la început. Sigur că s-au făcut schimbări foarte mari până să mi se întâmple mie. Pentru cine nu știe, în caz că este cineva aici care nu știe, în 2007 ar fi trebuit să aduc pe lume al doilea copil, o fetiță, Emma Nicole, era numele și este numele ei, dar așa a fost să fie ca inimioara ei să se oprească cu câteva zile înainte de naștere. Moment în care am căzut și viața mea efectiv s-a schimbat cu 180 de grade, iar la vremea aceea, așa cum a pățit și Alex, nu exista nimic. Am încercat să găsesc informații, să înțeleg stările prin care treceam, pentru că treceam de la râs la plâns, am senzația că am înnebunit. Încercam să aflu dacă mai există cineva care e ca mine și nu exista. În limba română nu exista nimic. Nu existau cărți, nu existau broșuri. Atunci am comandat din străinătate niște cărți. Și citindu-le, am realizat cât mă ajută și am zis că trebuie să scriu și o carte. Ca și Cosmina. Mi-am propus să scriu o carte, nici până în ziua de astăzi nu am apucat. Și tocmai i-am spus Liliane că va trebui să vin la ea ca să mă urmesc să scriu o carte. Mă rog, ar trebui să scriu câteva cărți, pentru că s-au întâmplat mai multe lucruri de atunci în viața mea, despre care voi povesti, nu în seara asta, la momentul potrivit. Cert este că... da, sunt foarte multe de spus. Nici nu știu către ce să mă duc. Ideea este că... Nu era nimic? Toți, nu era absolut nimic, dar... asta e că sunt multe idei pe care... multe mesaje pe care vreau să le transmit. Nici nu știu cu care să încep și ca să nu mă repet. Am reușit cumva să schimb ceva. Am spart un subiect tabu, avem în sală pe cineva care e martor, am fost la... poate... am susținut tot felul de conferințe la MOA și am încercat să le fac să înțeleagă cât de important este felul în care se poartă cu mamele în spital atunci când se întâmplă, pentru că este modul în care sunt tratate în prima clipă, practic marchează felul în care, sau drumul pe care merg spre vindecare. Pot să rămână blocate în suferință, sau pot să plece din spital cu vaga alinare că cineva le înțelege și că va fi bine la un moment dat. Procesul meu a durat mai mult, poate, decât în alte persoane, pentru că eu m-am implicat, am simțit nevoia să ajut și alte mame, pentru că trecând singură prin asta, familia mea nu a știut să-mi fie alături. Nu le reproșez acest lucru pentru că nimeni nu mi-a învățat. Prietenii mei n-au știut să-mi fie alături, nu am găsit pe nimeni care să-mi fie alături. Practic, singurele
tot singurul care m-a ajutat au fost cărțile. Și atunci m-am gândit că dacă mai sunt persoane în România care nu au acces la internet, care nu cunosc instrumente, care nu au posibilitatea să-și comande cărți din afară, să scriu și o carte. Ca să scriu o carte și ca să aflu feedback sau, mă rog, să primesc mesaje, cu greu am acceptat ideea și am făcut pasul să apar în public. Se întâmpla la 9 luni, după ce am fost 9 luni, am ținut-o pe Evangotică, după 9 luni am ieșit în public. După ce am apărut, în decurs de câteva zile, 2-3 zile, am primit peste 1500 de mesaje din România, care m-au făcut să m-au determinat să vreau să fac mai mult decât să scriu o carte, pentru că era dramatic ce citeam, cum erau tratate mamele și copiii născuți fără viață, aruncați la coșuri de gunoi și că vă folosiți pentru experimente și, în fine, nu vreau să vă amărăsc cu imaginile astea, dar mi-am dat seama că le-am făcut atunci și am făcut un ONG fără să știu cu ce se întâmplă. E, faptul că eu am făcut acest ONG și am reușit să schimb anumite lucruri. Acum, dacă dai căutare pierderea sarcinii, copii născut fără viață, te găsesc să se deschid sute, poate, nu știu dacă mii, dar multe articole. Însă eu am rămas prinsă acolo, pentru că am comunicat de fiecare dată, m-am regăsit în povestea fiecărui părinte și asta m-a ținut pe loc. Însă, pe de altă parte, am învățat și m-am bucurat de fiecare dată și mă bucur în continuare, organizez de atunci lunar grupuri de sprijin. Este fantastic să vezi cum vin mame plânse și îndurerate și în grup acolo să se întâmplă așa o magie, felul în care se desfășoară totul, care la final se plece cu zâmbetul pe buze. Și ne îmbrățișăm îndelung, asta este e un lucru pe care vă sfătuiesc să faceți cu oricine, oricând, să îmbrățișați strâns și lung, este un medicament. Viața mea a fost cu suișul și coborâșul, s-au mai întâmplat și alte lucruri grele, însă știu că puterea este în mine și este în fiecare dintre noi. Și chiar dacă treceți prin momente foarte grele, în care simțiți că nu mai puteți și nu mai vedeți acea luminiță de la capătul tunelului, gândiți-vă, cel puțin așa fac eu, în momentele alea mă gândesc la cei care le este mai greu decât mine. Gândiți-vă la Alex. Gândiți-vă la oricine are o situație mai grea decât a dumneavoastră. Și nu uitați că cel mai important este că nu sunteți singuri nicio clipă, pentru că este Dumnezeu. Dumnezeu este acolo, cu noi, lângă noi, mereu. Și eu de acolo mi-am puterea. Eu știu că și atunci când mă simt singură și părăsită de prieteni și nu sunt băgată în seamă și nu primesc sprijin de care am nevoie, vorbesc cu Dumnezeu. Pe mine, toată experiența mea de viață m-a dus de la o puștoaică care spunea, eu spune, vă face de toate, eu nu sunt atee, mă băteam în piept, am ajuns să fiu atât de credincioasă și să iubesc pe Dumnezeu atât de mult și să vorbesc cu iubire despre Dumnezeu, pentru că știu că în ceartă zilnic, fiecare zi este un dar de la Dumnezeu pe care trebuie să-l primim. Fiecare lucru mic care se întâmplă bun este un dar de la Dumnezeu. Și eu mă bucur că Nicoleta m-a căutat să fac parte din acest proiect foarte frumos. Și, într-adevăr, să știi, la următoarea carte pe care o scrii, neapărat să spui și povestea ta, pentru că pentru că ai multe de spus. Și fiecare are o poveste de spus. Și este ușor să-ți plângi de milă. Este cel mai comod să-ți plângi de milă. Să spui, vai, nu mai pot, mie mi este cel mai greu. Trebuie depășită zona de confort. Trebuie să te uiți dincolo de
de greu și să realizezi că, de fapt, acel greu, acel rău care ți se întâmplă, este, de fapt, un dar în spatele lui. Pentru că vine ca să te ajute să te descoperi, să te dezvolți, să devii mai bun, să devii mai frumos și să-i ajuți și pe alții. Iar acest proiect asta face. Este un... cum spunea cea care a scris în profesoara care a scris în prefață, că este un manual de supraviețuire. Sunt exemple de care te poți agăța atunci când îți este greu. Alex, mi-a venit o idee din ce vorbeai. Tu ar trebui să mergi în licee, ar trebui să ai o emisiune la televizor sau să apari măcar la televizor și să devii, pentru că este fenomenal ce reușiți să faci. Adică sunt oameni care merg cu două picioare, au mâini, au cap, se mișcă și cu toate astea sunt handicapați, pentru că nu sunt în stare să-și depășească fricile și tu ai reușit atât de multe și faci atât de multe încât jos pălăria. Dar să știi că o să vorbim și o să văd cum fac, vreau să te duc neapărat, măcar într-o emisiune, să apari și pe la licee. Este foarte important pentru că cei din ziua de astăzi sunt rătăciți, nu știu ce să facă, se simt pierduți, n-au modele. Ori tu cred că ai fi extraordinar de bună asta. Uite, ți-am mai dat o temă. Nu este, dar nu vreau să știi de la licee, am venit deja la persoana Iașului, chiar vreau să vedem asociație să... Super. O să vin și la București, uite, am făcut drumul până aici, sigur să-l mai faci. La fel și Cosmina, la fel și Liviana și toți ceilalți care sunt în carte și Nicoleta, sunt pur și simplu niște exemple. Demonstrează că suntem oameni, suntem la fel, da? Suntem, nu suntem cu nimic mai superiori. Doar că am fost scoși un pic și ne-am fost puși în față. Am fost pus aici să vorbesc, dar fiecare are o poveste, fiecare are ceva de spus, fiecare poate ajuta pe cineva. Noi toți suntem și profesori și elevi în același timp. În permanență, de dimineață până seara. Trebuie doar să îl regăsim pe Dumnezeu, să regăsim iubirea și tot ce face să facem cu iubire și cu dorința de a ajuta. Pentru că atunci când ajuți pe altul, de fapt ajuți pe tine. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Faptul că am dat un sens, faptul că am ajutat, am spus atunci, dacă ies în public și ajut măcar o mamă să nu se simtă singură, atunci moartea fetiței mele a căpătat un sens. S-a făcut de mine pentru că a căpătat un sens, într-adevăr. Am ajutat nu doar o mamă, ci foarte, foarte multe mame, inclusiv care au venit și m-au strâns de mână și mi-au spus că au vrut să se simtă sinucidă, dar pentru că m-au auzit pe mine, nu au mai făcut-o. Eu am fost la un pas de sinucidere. Eu mi-am dorit să fac cancer pentru că nu mai doream să trăiesc și cu toate astea am rămas, sunt aici și Dumnezeu știe de ce. Când vi se întâmplă ceva greu, să vă gândiți de ce mi-a dat Dumnezeu asta. Înseamnă că e acolo, în spatele ceva greu, care aceste lucruri care mă seacă acum, este ceva bun. Luați lupa, faceți ochii mari, cercetați, căutați în voi, uitați-vă în sus și rugați pe Dumnezeu să vă ajute și o să vă ajute. Nu e greșit. Nu scăpați! Nu scăpați! Uitați așa! Nu știu dacă încăpăm chiar toți, dar... Încă una... Mulțumesc! Acum să fiți în față! Mulțumesc foarte frumos, vă îmbrățișez pe toți și să ne revedem cu bine la alte proiecte frumoase ale Nicoletei sau ale oricui de aici din sală. Să ne invitați! Da?